Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cinstirea eroilor este datoria noastră. Cântul psaltic aduce speranță. Dăm aripi copiilor autiști. Dăm aripi copiilor autiști. Proiectul Trăim Independent prin activități practice Bacău-Chișinău, inițiat de Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău, a ajuns la faza principală, cea a expoziției cu lucrurile realizate de elevii băcăuani și de cei moldoveni. Așa cum arată și denumirea, proiectul își propune ca dintre elevii cu tulburări de spectru autist și cei cu sindromul Down să iasă adulți cu suficiente abilități pentru a munci și a-și duce traiul cu demnitate. Expoziția de la Școala Maria Montessori conține sute de exponate de tot felul, realizate în principal de elevii școlii și ai partenerilor de la Școala Auxiliară numărul 7 din Chișinău. Proiectul acesta ne-a dat posibilitatea să ne bucurăm de două mari reușite, și anume este primul proiect care a intrat în calendarul activităților educaționale județene 2022-2023 și ne-a facilitat realizarea primului protocol de colaborare între instituțiile Inspectoratul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Direcția Generală pentru Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Într-un mare efort de omenie și solidaritate, multe alte instituții de învățământ și-au trimis exponatele pentru a da mai multă consistență expoziției și eventual pentru a se obține bani din vânzarea lor atunci când vor fi îndeplinite condițiile legale pentru comercializarea acestora. Banii vor fi folosiți doar pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale elevilor în cadrul școlii. Donațiile care vor fi făcute în urma vizionării acestei expoziții sunt destinate achiziționării unui plotter cu laser care să permită școlii să-și realizeze singură anumite materiale din lemn care acum sunt achiziționate cu cheltuieli deloc neglijabile. Proiectul acesta este practic unul fără sfârșit, deși din motive administrative i-a fost stabilită o perioadă de realizare. Mă bucur că ați venit să ne vizitați astăzi în perioada în care derulăm o etapă a proiectului școlar Trăim Independent prin activități practice. Istoria acestui proiect este destul de lungă. În anii trecuți am început o firavă colaborare cu partenerii din Republica Moldova, cu partenerii din școlile de masă, la modul neoficial. Am împărtășit din experiențele fiecăruia dintre noi, dar la un moment dat am zis, haideți, de ce nu ar fi cazul să-l și oficializăm, pentru că am văzut că de pe mâna acestor copii au ieșit niște produse excepționale. Prin acest proiect reușim să dezvoltăm abilități practice, activități independente, prin care reușim să creăm în timp autonomia personală. Practic, cam ăsta este obiectivul și scopul final în lucru cu acești copii. Ca ei ușor, ușor să devină independenți, să poată să beneficieze de pe urma activităților. E frumos ce s-a întâmplat anul trecut de Paști, moment în care colegii de la Școala Auxiliară numărul 7 Chișinău au venit și au expus propriile produse în Oșan. Am avut un stand dedicat acolo doar pentru ei, moment în care au reușit să și comercializeze o parte din produsele respective. Astăzi vă invit să vedeți ce am reușit noi, ce au reușit partenerii să realizeze cu acești copii cu CES. Parteneriatul Școlii Maria Montessori cu Școala Auxiliară numărul 7 din Chișinău este unul extrem de util prin schimbul de experiență continuu. Este salutar și sprijinul constant al altor instituții de învățământ sau sociale, precum Colegiul Național de Artă George Apostu, Liceul Tehnologic Grigore Antipa, Liceul Henri Coandă, școlile gimnaziale Nicolae Iorga, Alexandru Șafran, George Bacovia, Ion Creangă, Mihai Drăgan, Alexandru cel Bun, Mihai
Radoveanu, Constantin Platon, toate din Bacău, Alexandru Piru din Mărgineni, Școala din Bogdănești, Școala Gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Onești, Colegiul Tehnic Ion Holban din Iași, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, filiala acestuia din Onești, Școlile Gimnaziale Speciale Constantin Păunescu din Iași și din Pașcani, Grădinița cu program prelungit numărul 12 din Huș și, în ultimul rând, Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mărgineni. Proiectul acesta ne-a dat posibilitatea să vedem ce pot face copiii, de ce sunt în stare, în mod practic. Ne-a dat și nouă o direcție asupra a ceea ce pot ei să facă și asupra a ceea ce putem noi să le oferim mai departe. Ne-a oferit posibilitatea să ne gândim că ar fi bine, util și necesar pentru ei să le oferim un cadru adecvat pentru a-și pune în practică abilitățile. Pentru că mulți dintre ei au niște abilități absolut deosebite, așa cum se poate vedea din exponate, și ar fi bine să le oferim un cadru adecvat, și anume în cadrul unui atelier protejat, unde să aibă instrumentarul necesar pe care să-l folosească atunci când își decupează lemnul, să își folosească propriile, să-și producă propriul material didactic, să-l pirograveze, să pirograveze lemnul și să decupeze lemnul și să-și facă propriile exponate mai departe. În felul acesta ei capătă valoarea muncilor, își dezvoltă stima de sine, observă că ceea ce fac ei este util, este plăcut pentru alți oameni și își capătă sentimentul utilității personale. A descoperi și a-și pune în practică abilitățile contribuie și la inserția socială de mai târziu ca adulți. Ei pot deveni decoratori, pot deveni sortatori foarte buni, pot deveni constructori foarte buni pentru că au o deosebită răbdare, lucrează cu multă migală, duc la capăt ceea ce își propun cu multă, multă minuțiozitate și atunci tot ce realizează poate fi util. Dar pentru asta noi avem nevoie de aceste instrumente utile într-un cadru, într-un atelier protejat. Atelierul protejat pe care ne-l dorim nu trebuie neapărat să fie o locație specială sau un spațiu nou, pentru că e mai complicat cu spațiile, dar dacă achiziționăm acele instrumente pe care ei le pot utiliza în cadrul orelor de educație tehnologică sau de preprofesionalizare, este foarte bine. Cum ar fi niște creioane de gravat, lemnul de pirogravat, lemnul, niște războaie de țesut pe care le pot folosi individual. Ei pot să-și valorizeze abilitățile pe care le au și să-și descopere ce anume ar putea să lucreze atunci când or să devină adulți. Este util. Proiectul are un caracter practic util și sperăm să devină și pe mai departe, să se dezvolte pe mai departe cu partenerii pe care îi avem deja. El se adresează elevilor cu TSA și cu sindrom Down, cu deficiențe severe, pentru că ei au nevoie să fie protejați și să-și găsească stima de sine și utilitatea ca și copii, dar și mai departe ca și adulți. Cum poate comunitatea băcăoană concret să sprijine Școala Maria Montessori pentru rezolvarea problemelor ridicate de acest proiect? Da, comunitatea ar putea să ofere aceste aparate de care avem nevoie și să vină să viziteze și să vadă lucrările pe care copiii le fac cu acele aparate. Și spun asta pentru că noi realizăm expoziții cu caracter caritabil, dar nu știm în ce măsură avem posibilitatea să comercializăm aceste produse. Noi, ca și școală, putem doar să le oferim către admirare și cine dorește să le achiziționeze și, în schimbul lor, să ne ofere aparatele de care avem nevoie, ar fi minunat. Pentru asta noi continuăm un șir de expoziții
ca să fie aceste lucrări cât mai mult văzute, de câte mai multă lume, de câte mai multe persoane, de cât mai multe persoane. Și dacă obținem acele aparate de care copiii au nevoie, ar fi minunat. Scopul proiectului, putem spune că s-ar atinge în felul acesta. Astfel de proiecte precum Trăim Independent prin activități practice au o mare importanță pentru societatea românească în perspectivă. Peste aproximativ 10 ani, foarte mulți copii cu autism vor ajunge la majorat. Societatea românească este deocamdată prea puțin educată și prosperă pentru a asigura un trai demn a celor tineri nevinovați și născuți fără noroc. Dar dacă ei vor dovedi abilități și vor fi utili celor din jur, vor avea mai multe șanse de a fi acceptați în lume. De aceea, toate eforturile școlii Maria Montessori merită recunoaștere și sprijin din partea publicului larg. Ziua Romilor, sărbătoare, reculegere și speranță. Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare a organizat la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău Ziua Internațională a Romilor. Participanții au aflat lucruri interesante despre istoria acestui popor, dar și despre tradițiile și talentele romilor care pot astăzi să privească cu speranță spre viitor. O foarte scurtă introducere în istoria unei comunități pe care nu vreau o cunoaștem, și în consecință nu o înțelegem. E o istorie care nu se predă la școală, e o istorie pe care eu n-am învățat-o, nu știu în ce măsură sistemul educațional din România de astăzi reflectă cumva istoria acestei comunități, o istorie veche de peste 600 de ani la noi în România. Și o să nutresc speranța că la final fiecare dintre cei prezenți astăzi aici o să înțeleagă care este diferența, una fundamentală, între etnonimul rom și cuvântul jignitor țigan. Termenul de țigan a pătruns în limba română odată cu primele documente medievale. Sunt menționați în documentele de cancelarie ale voievozilor din Moldova și din țara românească. Cel mai vechi document cunoscut este din 3 octombrie 1385, semnat de Dan I-ul. E o donație pe care o face către mănăstirii Tismana de numeroase obiecte, printre care și 40 de sălașe de țigani. Din 1385 și până la dezrobirea lor de la jumătatea secolului al XIX-lea, termenul de țigan nu a avut niciodată, în niciun document, o conotație etnică. El a reflectat doar un statut social și un statut juridic. Cu alte cuvinte, timp de 500 de ani, atâta vreme cât documentele medievale menționează cuvântul țigan, spune, cu alte cuvinte, sclav sau rob, și în niciun caz o referință etnonimică. Ziua de 8 aprilie a fost declarată oficial după 20 de ani la cel de-al 4-lea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor din aprilie 1990, care a avut loc în localitatea Serok din Polonia. Comisia Lingvistică a Uniunii Internaționale a Romilor a oficializat atunci alfabetul standardizat al limbii românii. În prezent, în prezența unui observator al UNESCO, decizia a fost semnată de 17 specialiști în domeniu din diferite țări. Mai trebuie amintit că în anul 2002, pe 8 aprilie, s-a sărbătorit jubileul milenar, reprezentând 1000 de ani de atestare a prezenței romilor în Europa. Cu acest prilej, în numeroase țări de pe tot continentul s-a desfășurat ceremonia râurilor, flori și lumânări aprinse au fost purtate pe apele curgătoare în memoria strămoșilor care în urmă cu un mileniu au început drumul către Europa și alte continente. Un mesaj pentru pace și unitatea romilor de pretutindeni. Rămâne să vă zic la mulți ani romilor de pretutindeni, but, ber, șangle, romale. Oaspeții au fost întâmpinați la intrare de o expoziție foto in memoriam cu mari compozitori ai etniei rome. Sunt fericit că ducem mai departe și nu doar muzica lăutărească. Vrem să exprimăm și faptul că romii accentuează și acest lucru și au pus accent pe muzica clasică, pe muzica jazz, ca dovadă. Aici aveți imagini cu mari compozitori, Johnny Răducanu. Noi, în memoria acestor oameni valoroși, am făcut un portret al valorilor etniei rome și dumneavoastră o să puteți să arătați celor care vor avea ocazia și să nu vă mai, fiindcă mai am invitați, vă mulțumesc, mulțumesc dumneavoastră. Și de ce v-am căpățânat în fiecare an să organizați
E normal, este normal, e ceva firesc. Dacă de 30 de ani m-am ocupat de această zonă și am încercat să-mi fac timp și pentru acest lucru, vreau să duc mai departe. N-aș vrea să duc această tradiție și această cultură a noastră. Și dacă unii s-au luptat pentru ea, deputatul Nicolae Păun în Parlamentul României a luptat să devină lege și să declare, să devină o zi în care recunoscută, îi mulțumim domnului deputat Nicolae Păun și mulțumim tuturor romilor. La mulți ani, frați romi, frați români, fiindcă suntem înainte de toate, suntem cetățeni români și aparținem acestei minorități. La mulți ani tuturor! Manifestarea aniversară a debutat cu intonarea imnului internațional al romilor Gelem Gelem. Eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, parlamentari, istorici, slujitori ai catedrei, elevi și studenți. Cu toții au evocat importanța și rolul etniei rome în dezvoltarea societății românești. Am răspuns cu plăcere invitației Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. O ediție care s-a bucurat, am văzut, de o asistență numeroasă și participanți din toate categoriile politice, sociale, profesionale, culturale. Ceea ce mă bucură, pentru că în ultimii ani Asociația noastră Cultului Răilor ne-am dezvoltat relațiile și participarea cu majoritatea asociațiilor, mai ales asociațiile minorităților, Asociația Evreilor, a Italienilor, a Germanilor și, nu în ultimul rând, Asociația Europeană a Romilor. Am participat de fiecare dată, am invitat la rândul nostru la activitățile noastre aceste asociații, componenților, iar astăzi o bucurie care este rară, anunțul făcut de liderii romilor că au optat și au ajuns la o convenție, la un mod de a coopera în mod unitar pe viitor, ceea ce este rar. Am participat cu mare bucurie, ca de fiecare dată când sunt invitat de asociațiile rome, mai ales astăzi, când în 8 aprilie sărbătorim Ziua Internațională a Romilor, am evocat în primul rând cultura, tradițiile și drepturile fundamentale pe care această etnie le au. Ne-am bucurat, așa cum cunoaștem cu toții, de talentul lor, de cultura lor, de istoria lor, de multe ori nedreaptă, și mă bucur pentru că ei astăzi reușesc să strângă în jurul lor întreaga comunitate romă din țară, dar și în special din județul nostru. Le urez din suflet la mulți ani și să auzim numai și numai de bine. Pe momente mai puțin vesele, ca să zic așa, respectiv comemorarea Holocaustului, Ziua Dezrobirii Romilor. Iată că ne aflăm astăzi într-o zi specială, o zi de mare bucurie, 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, o zi de mare sărbătoare, o mare bucurie, o zi în care valorile comunității romene sunt aduse în față, lucru care este foarte important. Trebuie să ținem cont de faptul că în municipiul Bacău, comunitatea romă este o componentă foarte importantă, o componentă care duce la progresul întregii societăți, întregii administrații. Avem o serie întreagă de probleme care trebuie să le aducem în fața comunității, iar obligația noastră, a celor care conducem destinele orașului, este să venim în întâmpinarea acestor probleme și să le rezolvăm. De Ziua Internațională a Romilor, vreau să urez comunității rome din municipiul Bacău un sincer la mulți ani. Cel mai rău e că nu suntem uniți. Și visul meu se va realiza de la înființarea acestei mișcări a romilor. Și nu pot să nu salut, pentru că mă ține în inimă, pe Păpânea Ion Tănase, care de la începutul lângă noi aici și a venit întotdeauna și a fost tot timpul alături de noi, un om care merită respectat, pentru că noi, romii, trebuie să dăm un exemplu prin comportamentul nostru, trebuie să ne prețuim valorile. De adevărata valoare unui om îți dai seama atunci când nu mai este. Și părinți, și oameni politici, și prieteni. Sper cât de curând că visul meu se va realiza.
Partea cea mai frumoasă a sărbătorii a fost, firește, cea muzicală, domeniu în care romii excelează. Invitat de onoare a fost renumitul saxofonist Florin Tărâță. Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită anual pentru a atrage atenția asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunitățile de rom din Europa. Cântul psaltic aduce speranță. Există momente în viață în care ne putem confrunta cu situații dificile, care ne pot face să simțim durere și tristețe. Este normal să simțim astfel de emoții și să lăsăm lacrimile să curgă atunci când suntem copleșiți de ele. Cu toate acestea, există momente în care trebuie să ne străduim, să ne păstrăm calmul și să adăugăm un zâmbet în inimă, dar și pe chip. Un astfel de moment este cel oferit de membrii corului psaltic Filomelos. Aceștia au oferit un zâmbet curat și o îmbrățișare angelică celor nevoiași și orfanilor, prin darurile oferite la masa bucuriei. Este un gest frumos și nobil care arată compasiune și iubire față de cei din jur. Grupul psaltic Filomelos, sub îndrumarea doamnei preotese profesor dirijor Paula Cautiș, a reușit să aducă în viața noastră un pic de speranță și lumină, oferite de Melosul ortodox. Este un dar minunat pentru sufletele noastre, mai ales într-un timp atât de zbuciumat și încercat. Cei de la masa bucuriei mulțumesc părintelui paroh profesor Petrică Cautiș, doamnei preotese Paula și grupului psaltic Filomelos pentru munca lor susținută în educația tinerilor de astăzi. Prin gesturile lor frumoase și nobile, ei reușesc să fie un reper în lumea de astăzi, în care valorile morale și spirituale sunt adesea ignorate. Este important să avem modele pozitive care să ne inspire și să ne ofere speranță. Grupul psaltic Filomelos este un astfel de model care ne amintește că prin iubire și compasiune putem face diferența în lumea din jurul nostru. Să încercăm să adăugăm un zâmbet în inimă și pe chip în momentele dificile și să împărtășim iubirea și compasiunea cu cei din jurul nostru. Împreună putem face lumea un loc mai bun. Cinstirea eroilor este responsabilitatea noastră. În zilele noastre, când lumea e din ce în ce mai preocupată de problemele zilnice, de cele globale sau de cele personale, există unele lucruri care nu ar trebui să fie uitate sau ignorate. Unul dintre acestea este cinstirea memoriei celor care și-au dat viața pentru a-și proteja țara și libertatea. Monumentul eroilor de la Pătrășcani, comuna Gura Văii, este un astfel de loc care a fost reabilitat recent cu ajutorul celor de la biroul de deservire al primăriei comunei Gura Văii. Este important să înțelegem că aceste monumente nu sunt doar structuri de piatră. Ele reprezintă mult mai mult decât atât. Sunt simboluri ale sacrificiului și curajului celor care au luptat pentru țara noastră și pentru libertate. Ele ne reamintesc că în trecutul nostru oamenii și-au asumat riscuri imense pentru a ne proteja valorile și libertățile. Este important să păstrăm aceste monumente în condiții bune și să le respectăm, astfel încât generațiile viitoare să poată înțelege și să prețuiască sacrificiile făcute în trecut. Reabilitarea monumentului eroilor de la Pătrășcani este un pas important în acest sens. Acest monument se află în comuna Gura Văii și este unul din cele mai importante simboluri ale eroismului din zonă. Monumentul este restaurat și va fi întreținut pentru a se asigura că rămâne într-o stare bună de-a lungul timpului. Aceasta este dovada faptului că se respectă sacrificiul făcut de cei din trecut. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a spus că reabilitarea monumentului eroilor de la Pătrășcani este o dovadă vie a respectului față de înaintași. El a subliniat că acest monument nu este doar o simplă structură de piatră, ci este amintirea vie a curajului și sacrificiului celor care au luptat pentru libertate și democrație. Este important să înțelegem că aceste monumente nu trebuie să fie ignorate sau uitate. Ele ne reamintesc de sacrificiile celor din trecut și ne inspiră să continuăm și să apreciem libertatea și valorile pentru care aceștia au luptat. În momentul în care ne oprim să ne amintim de aceste lucruri, începem să pierdem respectul față de istoria noastră și față de cei care au făcut sacrificii pentru ea. Cinstirea eroilor este responsabilitatea noastră, este datoria noastră să ne asigurăm că sacrificiile nu vor fi uitate. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Duminică, 16 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat. Sunt posibile ploi ușoare. Mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Luni, 17 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat. Pe alocuri sunt șanse mari să avem ploi ușoare. Mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Marți, 18 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat, cu șanse de ploi pe timpul zilei. Mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Sărbătoarea de Paște să o întâmpinăm cu speranță și cu încrederea că ne va aduce mai multă pace, iubire și armonie în viața noastră. Sărbători fericite tuturor!